O nouă lege în agricultură își propune să rezolve o problemă de care fermierii se lovesc frecvent, accesul greu la informații. Mai exact, în fiecare localitate din județ va exista un consultant agricol care îi va ajuta să fie la curent cu tot ce e nou în domeniu și să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare. Propunerea legislativă pentru înființarea postului de specialist în politici agricole aparține senatorului de Olt, Paul Stănescu. În prezent nu există un post de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrațiilor publice locale și astfel fermierii, producătorii locali nu au acces la o informare directă și nu cunosc în detaliu legislația în domeniu, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Olt spun că un specialist i-ar ajuta foarte mult pe fermierii olteni care doresc să aplice cele mai noi tehnologii din domeniu. Totodată, instituția ar fi la curent cu tot ce se întâmplă în fiecare localitate din județ. Ca director adjunct al Direcției Agricole, mă confrunt cu probleme pe care le am la nivel de comună. Nu pot să transmit noutățile care le-am, să implementez politicile agricole ale guvernului, pentru că efectiv cu 20 de oameni care are direcția agricolă, este practic imposibil la 113 localități să fim în timp util lângă fermier. Ideea angajării unui specialist în politici agricole a fost bine primită și de primari. Este un lucru nemaipomenit, pentru că oamenii trebuie să aibă acces la anumite informații și nu peste tot Țața Mița și Nenea Gheorghe pot să intre pe internet sau să citească nu știu ce cărți. În prezent, inițiativa legislativă se află în faza de dezbatere parlamentară.